Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip În videoclipul de astăzi o să vă arăt cele mai meta formații din FIFA 23 Am jucat campionatul european weekendul acesta și toată lumea l-a jucat Inclusiv campionul european, cel care a câștigat turneul Cele două formații sunt 5-4-1 și 3-4-2-1 Sunt incredibil de bune Acum vreau să vă prezint tacticile și să vă explic puțin care este treaba cu ele Haideți să începem cu 3-4-2-1 Avem balanced, 40-8, vă recomand să jucați cu 40-45 maxim, nu se merită să jucați cu formația prea largă pentru că oricum aveți 5 fundași și nu vreți să aveți spații între ei. 71 la depth, după cum bine știți, de la 71 în sus echipa își niște offside trepuri automate. Este foarte bine să jucați cu aceste offside trepuri, să profitați de ele pentru că vă ajută de multe ori. Nu aveți cum să lăsați spații în defensivă pentru că aveți acei, 5 fundași. În atac, balans cu direct passing. Direct passing este foarte bun și esențial în orice formație anul acesta, deci vă recomand să-l folosiți. Uit, 50, nu vă recomand nici mai mult, nici mai puțin, puteți să coborâți undeva la nu știu, 45 maxim, dar nu aveți de ce, lăsați 50, părerea mea. Players in box 6, corners 3, free kicks 2. Haideți să trecem la instrucțiuni. Atacantul avem basic, de fapt toți cei trei atacanții avem basic, încercați să lăsați jucătorii cât mai mult basic pentru a nu le da să facă ceea ce voi nu puteți controla. De exemplu, dacă le dați targetman sau false 9, ei coboară foarte mult, iar voi trebuie să le dați ranuri în plus, ranuri suplimentare, de care nu aveți nevoie. Lăsați-i balanced și o să fie totul ok. Pe funda și laterali, avem Comeback on Defense, Get into the Box for Cross. Asta e tot ce avem pe ei. Contează foarte mult acel Get into the Box for Cross. În momentul în care voi atacați pe partea dreaptă, captevila vila, în situația mea, urcă și el în careu și creează o superioritate numerică de care noi avem nevoie în careul advers. Ea ia ature cu Bellingham, CDM-urile, stay back while attacking, cover center, iar la fundaș nu umblăm absolut deloc, portalul comes for crosses, sweeper, keeper, puteți să lăsați și normal, dar eu așa prefer să-l joc. Astea au fost tacticile plus instrucțiunile la 3-4-2-1, care este cea mai jucată formație la ora actuală în FIFA 23, de către jucătorii profesioniști și cred că și voi la Weekend League v-ați descurcat de minune cu ea. Haideți să vedem acum a doua cea mai jucată formație. 5 4, avem balanced 47 Wid 71 dept, balanced cu direct passing la fel, 33 Wid De ce avem 33 Wid? Pentru că acum avem și LM cu RM. Vrem ca echipa să stea cât mai mult în centru, să, să fie cât, cât mai strânsă ca să ne putem crea acele pase rapide, să avem superioritate și în centru să nu jucăm numai în bandă, să luăm doar duelul 1 la 1. Eu vă recomand să o jucați așa. Play in box. Avem 8 la fel superioritate în careul advers pe contraatac stăm bine cu acei 3 fundași. Echipa este foarte compactă, deci nu riscăm absolut nimic din moment ce avem apărarea asigurată. Asta este partea bună în, în formațiile cu 5 fundași. Corners free kicks, avem 3 cu 1. Acum instrucțiunile. haideți să vedem. Pe atacant avem doar getting behind comeback on defense. Ce este acum interesant? locați și laterali. Cambe con defense, free roam. Acel free roam este important pentru că ne creează întotdeauna o soluție de pas în momentul în care noi facem build-up-ul. Deci vă recomand să-l să folosiți. Și getting behind, ajută te foarte multe ori, mai ales dacă aveți o echipă bună și aveți un îmba pe toti, chiar se simte acel getting behind, pur și simplu pleacă, voi tot ce trebuie să faceți este să dați triunghi sau pasă pe sus L1 și triunghi. Chiar o să, o să aveți nevoie. Pe mijlocașul stânga avem la fel aceleași instrucțiuni ca pe mijlocașul dreapta, deci nu are sens să le mai explic încă o dată. Mijlocașii centrali. Stay back while attacking cu cover center, te multe ori puteți lăsa și cover wing deoarece în anumite momente acei fundași lateral pleacă, chiar dacă avem 5 fundași, cap de vila cu aloe în situația mea, de multe ori rămân sus și voi aveți nevoie de un om acolo care să închidă zona liberă și Iaia Ture sau Bellingham în situația mea poate închide acea zonă liberă. Dar și dacă nu aveți cover nu vă faceți griji, aveți deja 3 fundași acolo Cu care vă puteți apăra foarte ușor pe contraatac Acum avem fundașii laterali cu join de atac, overlap Este foarte important să le dăm join de atac Îi puteți lăsa și pe balanced Dar de multe ori dacă îi lăsați pe balans, Trebuie să le dați voi trigger run cu el unul să urce Așa că eu i am uneori cu join de atac Să urce ei mai rapid la sine în, în atac Să creăm superioritate acolo Este bună formația asta pentru că Prindeți fundașii laterali, 2 contra 1, de fiecare dată, dacă, mai ales dacă știți cum să dați trigger -a. Portarul la fel, balans cu balans, sau puteți să-i dați camps for crosses, sweeper, keeper, este irrelevant. Acum să vă spun puțin despre aceste formații. Ce trebuie voi să faceți la ele? Este foarte important să lăsați AI-ul, AI-ul fiind jocul să vă ajute. Voi trebuie să controlați foarte mult mijlocașii centrali să nu selectați fundașii. Dacă ați scos fundașul de pe poziție, primiți gol 100%. Dacă lăsați ai acele autoblocuri să vă ajute, aveți doar de câștigat. Stați selectați cu CDM-urile, lăsați fundașii centrali, controlați de joc, pentru că de multe ori adversarul șutează în ei, în fundaș. 100% vi s-a întâmplat și vouă, mie cel puțin mi la stilul meu de joc mi se întâmplă mai în fiecare meci. Adversarul meu să nu fie selectat cu fundașul, iar eu să șutez în fundaș. Este... Este incredibil, dar ăsta este jocul, este urât când întâmpinăm așa ceva, dar de ce să nu ne folosim și noi de aceste chestii, să le întoarcem în favoarea noastră și să nu fie împotriva noastră. Deci asta vă recomand eu, să jucați foarte mult în apărare cu CDM-urile, să încercați să evitați să selectați fundașii centrali, este foarte important. Și fundașii laterali, nu doar cei centrali. Acum, pe fază de build-up, cum trebuie voi să construiți? Trebuie să construiți foarte mult cu mijloca și centrali, iar când vedeți pasa în bandă, să dați pas în bandă, iar de acolo, din bandă, trebuie să intrați în centru. Nu puteți să atacați doar pe centru în această formație, pentru că nu aveți jucători suficienți. Trebuie foarte mult să forțați duelul 1 la 1 în bandă, mai ales în 5-4-1 îl puteți forța foarte, foarte lejer, pentru că aveți doi jucători în benzi, urcă și fundașul lateral, aveți și mijlocașul lateral, deci este mai ușor decât în 3-4-2-1. Acum voi le încercați pe amândouă. Și vedeți care este mai mult pe stilul vostru Astea au fost tacticile plus instrucțiunile V-am explicat câte puțin ce trebuie să faceți Ca să jucați aceste formații într-un mod cât mai eficient Dacă vreți să mai vedeți astfel de videoclipuri lăsați în comentarii Și nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like Cum v-am mai spus să dați un comentariu Și dacă de ce nu un share pe grupurile de FIFA din România Să mă puneți la story pentru că vă dau riposte fiecare dată O zi bună vă doresc!